Peste 1200 de polițiști au asigurat ordinea și liniștea publică în zilele de Paște. Aceștia au acționat cu precădere în zona lăcașurilor de cult, dar și pe principalele străzi în oraș. Zilnic peste 300 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică rutieră, investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale, folosind aproximativ 90 de autospeciale și 17 aparate radar, au acționat în această perioadă pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru desfășurarea traficului rutier în condiții optime.